O parte dintre crescătorii de animale din România vor beneficia de un sprijin financiar în valoare totală de peste 11 milioane de euro. Această sumă are scopul de a compensa pierderile înregistrate în ultima perioadă de fermierii din România din cauza contextului global. Astfel, embargoul impus de Rusia încetinirea creșterii economice a Chinei și eliminarea cotelor de lapte în Uniunea Europeană au determinat pierderi considerabile pentru crescătorii de bovine și porcine. Pentru a i ajuta pe cei afectați, guvernul a adoptat o hotărâre prin care se oferă sprijin financiar pentru sectorul laptelui și produselor lactate în valoare de 8.773.154 de euro și 2.372.804 de euro. Pentru sectorul de creștere a porcinelor. Solicitanții acestui ajutor trebuie să respecte criteriile și condițiile de alocare a sumelor. Astfel, pentru sectorul lapte și produse lactate, beneficiarii trebuie să fie înscriși în sistemul cotelor de lapte la apia ca producător cu cote de livrări pentru anul de cote 2014-2015. În ceea ce privește crescătorii de porcine, aceștia pot beneficia de sume pentru îngrășare și pentru reproducție, numai dacă dețin exploatații autorizate de ANSVSA. Referitor la această categorie, suma cuvenită fiecărui producător agricol se calculează de către APIA prin împărțirea sumei la efectivul de porci livrați și clasificați în abatoare autorizate în perioada 1 ianuarie 31 august 2015, dar nu la mai mult de 300.000 capete pe beneficiar, precum și la efectivul de scroafe și sau la efectivul de scrofițe de reproducție livrare și sau transferate în perioada 1 ianuarie 31 august 2015. Pentru a beneficia de acest sprijin financiar, solicitanții trebuie să depună documentele specifice până în 8 aprilie. Potrivit biroului de presă al executivului, beneficiarii vor primi sumele alocate până la data de 30 iunie.